Orchestra Sinfonică Muntenia și Meșter Popular la Padina Fest 2014. După cum știm, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Padina Fest sunt organizatorii celei de-a 5-a ediții a evenimentului Padina Fest. Ca și la ediția de anul trecut, un moment inedit va fi prezența Orchestrei de Cameră Muntenia a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, ce va oferi participanților la eveniment două concerte speciale în zilele de 26 și 27 iulie 2014, precum și prezența meșterilor populari. Concertele Orchestrei de Cameră Muntenia a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița au loc pe scenă amenajată în Lunca Padinii din Munții Bucegi. Concertul Filarmonicii Muntenia de anul trecut, care a avut loc la intrarea în schitul Peștera Ialomiței, la aproape 1700 de metri, s-a bucurat de sute de turiști care i-au urmărit și aplaudat după fiecare partitură. Și anul acesta, organizatorii speră ca cele două concerte ale Filarmonicii să fie un real succes. Padina Fest, festivalul plin de aventură și muzică bună, a debutat miercuri 23 iulie, se încheie duminică 27 iulie. Oaspeții s-au bucurat de buna dispoziție și dragostea de munte oferite prin nenumărate activități specific montane de organizatorul. Asociația Padina Fest în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița.